Antrenorul părinților Cu Mirela retegan și Gașpar Gheorghi La Europa FM Bună ziua copii, bună ziua părinți, sunt Mirela Retegan Și sunteți la ultima ediție din acest sezon A emisiunii Antrenorul părinților Gașpar, nu ți se pare așa uh, o voiciune? În ba în da, ba da, ba da, ba da Vine vacanța eu. cu trenul din Franța Abia așteptam păi să urcăm asta? în ele. sigur că da Cum era? Uh, a venit vacanța cu trenul din Franța Cărțile pe foc, hai copii la joc Punct da. <laughs> N-am făcut asta niciodată. <laughs> Dar. Uh, pentru că trebuia să predăm manualele. Da. Noi le dăm din generație în generație, nu Și ne -am pe vreme permis. au devenit foarte scumpe manualele. Dacă cumva făceai ceva cu ele, părinții da. plăteau bani grei pentru ele. Da, pentru Știi că, că a fost o perioadă, da? Uh -huh. Intrăm în vacanță. Și noi. Deja cred că părinții sunt obosiți de atâta vacanță și aș vrea să vorbim astăzi la antrenorul părinților despre cum am putea să avem o vacanță interesantă și relaxantă. Există aceste două uh, cuvinte în aceeași propoziție, atunci când vorbim despre familie? Ar putea, ar putea exista, însă e clar că vorbim de momente în care vacanța e interesantă și relaxantă și fără stres, pentru că trebuie să recunoaștem că pentru cei mai mulți dintre noi vacanța e o perioadă de certuri, conflicte, nemulțumiri, plângeri, lacrimi, supărări. Nu e, nu e chiar floare la ureche, da, da? Încercăm cumva să băgăm în acele câteva săptămâni de vacanță tot ceea ce nu am făcut în timpul anului, uitând că de fapt sunt atât de multe subiecte pe care nu le-am abordat, că oamenii dragi nouă sunt supărați și triști pentru că nu am abordat acele subiecte, și atunci ne așteptăm să fie doar fericire, dar până la fericire vacanța poate fi condimentată și cu alte experiențe. Îmi vine să nu mă mai duc. Deci, serios, așa, așa ai vorbit despre vacanță, că îmi vine să cer prelungire de serviciu. Înt, Într-un mod realist aș să spune. Exact așa cum ni se urează sărbători fericite, nu întâmplător, pentru că rar se întâmplă ca ele să fie doar fericite, la fel e și cu vacanța. Ce faci în vacanță? Voi avea toată luna august, Mirela, Oare. vacanță de la cabinet. Nu voi munci, voi dormi, voi citi, mă voi plimba, abia aștept. Tu ce faci în vacanță? Vacanța înseamnă certuri, discuții, nemulțumiri, frustrări. Ok, ok, ăsta e planul să citesc, dar cu siguranță nu a va fi mean, doar când, lectură. Când dormi, nu te certi cu de, nimeni. Depinde de ce da? visezi. Mie mi se întâmplă să mai am uh, eu, nu, eu nu sunt la vârsta la care să-mi permis o lună de vacanță. Uh, din uh, păcate, pentru mine, eu când intru în vacanță, intru în panică. Și mă gândesc, și acum ce trebuie să fac? Pe ce să pun mâna mai întâi? Cum să fac mai repede și mai mult tot ceea ce n-am făcut, făcut în da. timpul anului? O să am așa, câteva perioade de vacanță, mai multe. Vreau să merg și în România în câteva locuri pe care visez de mult să le vizitez, mai interesante și apoi o să... Ajung anul asta în sfârșit, în Peru, la Machu Picchu. Wow! Da, îmi doresc asta de foarte mulți ani și nu s-a legat în niciun an. Anul acesta sper să se întâmple, o să vă povestesc mm. la toamnă dacă, dacă mi se întâmplă asta. Altfel o să dă o fugă până la mare, până la munte. E o perioadă mai ușoară din punct de vedere mm -hmm. al provocărilor profesionale. Și cum te relaxezi când mergi în vacanță? Pentru că mie mi de exemplu, înainte de a intra în starea de vacanță, am <coughs> cel puțin 3-4 zile în care încă sunt motoarele foarte încinse, în care mi-e greu să nu mă gândesc la muncă. E... Pentru mine nu e ușor. Pentru tine? Eu cred că nu intru în stare. <laughs> <laughs> Acum, că să mă gândesc, Adică, stai un pic. Dacă eu am o săptămână de vacanță și ții ție 3-4 zile ca să intri în starea de vacanță, dar nu mai intru, gaș, Da, dar două noi avem zile. viteze diferite! <laughs> eu mă activez foarte ușor. Așa? Acum sunt în vacanță. PAC! Și inst instant am intrat în modul de vacanță. Chiar reușesc foarte repede să uh, trec de la o stare la alta, pentru că pe parcursul anului mi-am instruit mintea uh -huh. să facă ceea ce vreau eu să facă, nu doar ce vrea ea. E o chestiune de disciplină. Da. Și uh, în momentul în care uh, știu că îmi pot permite să nu mă gândesc la nimic, să nu... Uh, Mă setez și știu foarte clar că e o perioadă în care n-am nicio miză, în care n-am nicio obligație, îmi așez toate lucrurile în ordine. Cu deci, cei cumva dragi. te pregătești pentru această vacanță, da. nu e doar data X și intri în stare. Nu, Mă pregătesc la totul în ordine n-cum când ai 20 de angajați. Și te, te sună colegii în vacanță, nu. primești. Nu, nu, niciodată niciodată, nu mă sună, nu mă deranjează, ei știu care sunt lucrurile importante pentru care merită să întrerupem relaxarea și lucruri care pot fi amânate sau pot să ia singuri decizii. Ca asta e foarte important să avem niște limite sănătoase. Nici eu nu-i Exact, exact. Nici noi să nu fim intruzivi la adresa celorlalți, dar și ei să știe că vacanța de o săptămână e sfântă și că ne așteptăm să nu fim perturbați, bruiați, distrași. Noi nu ne putem permite vacanțe atât de lungi, pentru că asta ă, e -o. Simt, simt o ușoară invidie așa din da, nu ușoară vacanțe grea. atât de lungi e bine că tu o simți ușoară este o da, grea nu știu cine va merge mișin. în Peru fie, fie, fie dar Gașpar așa. din fericire pentru mine sunt în acel punct în care eu mă duc în Peru și pe aia merge unde vrea ea <laughs> <laughs> și nu mai trebuie să mă duc în Vama Veche cărând spre plajă Colacul, umbrela, lopățica, găletușa, prosopul, uh, gustările, uh, uh, șervețelele... Uh... Era, bine, era bine înainte să încep să vorbești să punem un disclaimer. Mirela va vorbi în continuare <laughs> pentru toți acei părinți care suferă din cauza faptului că lor copii vor merge la studii în alt oraș sau în străinătate. Am vorbit chiar de curând cu o cunoștință care... Are fiul în momentul în care își ia zborul, părăsește cuibul și era atât de îndurerată, și cu atât de multe emoții legate de viitorul băiatului, și cum o să-și calce el cămașa, cum va mânca pentru că nu se hrănește suficient de sănătos. Și exact același lucru l-am făcut, cumva am încercat să-i transmit care sunt noile cadouri, daruri pe care le poate primi de la viață. Așa că ăsta e un exemplu. Exact. Dacă mergi fără copii în vacanță, mergi fără toate aceste lucruri. La careturi, dacă da. mai fi văzut tu acum câțiva <laughs> ani, ieșind la plajă dimineața cu copilul după mine, pentru că orice ar spune oricine, vacanțele cu copiii nu sunt concedii. Da, da. <laughs> sunt două lucruri diferite. Atunci când pleci cu copilul într-o vacanță, ești de fapt conectat la nevoile lui 100%. Singura mea vacanță liniștită 100% mărturisesc că a fost într-un resort în Turcia. O singură dată am fost în. când Turcia. era mai, mai era loc, mică, când era mai mică uh -huh. și ne-am dus împreună cu o altă familie, unde erau două fetițe. Copiii s-au jucat într-un spațiu safe și unde Mergeau singur să-și ia apă, gustări, mâncare, iar eu am putut să citesc vreo trei cărți în perioada respectivă pentru că nu aveam nicio altă grijă. În rest, îmi, stabilesc, îmi stabileam activitățile în funcție de nevoile ei în fiecare zi. Se întâmplă asta, într-adevăr, e... aud uneori de la părinți când se întorc din vacanțele de vară că au muncit poate mai intens decât în perioada în care erau la birou sau uh, în plan uh, profesional activ. Pentru că, într-adevăr, e... e cu foarte mult program, mai ales dacă ai un părinte cu o minte foarte structurată și organizată, care nu vrea să rateze nimic, indiferent că e vacanță în țară sau în străinătate, toate muzeele, momentele importante, să mănânce copilul la anumită oră să doarmă la o anumită oră, să nu rateze nimic, e poate fi foarte stresant. Eu mergeam cu Maia și stabileam aceste obiective, iar seara ne târam efectiv în camera Erați de hotel. Erați epuizată. Epuizată, până când am realizat că, de fapt, pentru copil sunt doar niște clădiri, toate picturile sunt doar niște desene și că ea nu vrea nimic din toate astea. Și că eram la louvre și Maia a stat trei ore pe marginea fântânii arteziene din curtea muzeului ascultând niște menestrei. Pentru că atât așa dorit copilul, și eu eram crizată că pierdem și aia, și aia, și aia, și aia. În momentul în care știu că în Roma mi s-a întâmplat asta, am bifat și Capela, și Vatican, ne am bifat pe toate, iar seara pur și simplu de la lift, abia ne-am îndreptat spre uh, ușa de la camera de hotel, și atunci am hotărât că gata, stop joc. A doua zi ne-am dus, ne-am așezat pe o terasă, am comandat pizza, am stat și am povestit despre câtă lună și în soare și am realizat că stai puțin, copilul ăsta avea, nu știu, 7-8 ani, are toată viața să revină la Roma, dar nu trebuie să bifez eu tot, poate să vină și cu viitorul ei soț și cu copiii ei, nu trebuie neapărat Sigur. să vadă cum măsa. Toate tot, obiectivele da, turistice da, din da, lume. Da, pentru că oricum nu le va ține minte. Și știi ce s-ar putea ca exact acel moment în care voi ați redus viteza și v-ați așezat și ați povestit și ați mâncat și a fost fan, exact acel moment să-și amintească. Chici după ce s-a întâmplat ani. după mulți ani? S-a dus cu niște prieteni la Roma și s-a dus pe acea terasă, la acea masă, a comandat ce am mâncat împreună și mi-a trimis o poză. Da. Și mi-a spus că uh, își dorește de fiecare dată când se revină la Roma să se ducă la locul acela. Pentru că înseamnă atât de mult pentru ea toată acea experiență că pe care a A fost conectarea dintre noi. Absolut. A fost despre felul în care noi două am petrecut timp împreună. Și despre faptul că ea în acel moment s-a simțit importantă pentru tine. Nu e important biletul, nu e important să intrăm la o anumită oră la muzeu și așa mai departe, tabloul, sculptura XYZ, ce efectiv să ne așezăm, cum a fost prima parte a anului pentru tine? Ce a fost greu, ce a fost dificil, ce îți dorești de la viață de aici încolo, ce simți că te doare, ce simți că te apasă? Asta se face în familie, asta ar fi bine să facem în vacanțe un pic mai des. Când? În vacanțe. Când în vacanță? Dimineață, la prânz, seara, noaptea, că nu putem să dormim pentru că e foarte cald afară. Okay. În orice moment liber pe care îl prindem. Cum îi facem noi pe părinți să înțeleagă că uh, în amintirea copiilor va rămâne felul în care ei s-au simțit în această vacanță și nu locurile în care au ajuns? Manevra terapeutică pe care eu o folosesc, Mirela, pentru astfel de situații e să-i întreb cum a fost copilăria lor cum a fost copilăria părinților, și care sunt acele amintiri pe care le țin la colecție. După pauză vreau să povestim despre asta. Deci, vreau, deci, serios, eu să spun sincer, Abia vacanțele pe care le-am făcut în copilărie și tu îmi povestești vacanțele tale din Abia copilărie. Aștept, da. Dar acum, hai să hai să vedem cum îi ajutăm pe părinți să fie, măcar anul ăsta, uite, că tot am deschis noi această discuție, să fie niște vacanțe pe sufletul copiilor lor și pe sufletul lor și să se întoarcă din aceste vacanțe mai uniți, și mai apropiați decât au fost atunci când au plecat în ele. Recomandarea mea este foarte simplă și la îndemâna oricui să vorbească cu toți membrii din familie înainte de a pleca în vacanță. Ne așezăm cu una, două săptămâni înainte și aici să vedem cine ce își dorește. Care este vacanța ta de vis, care este vacanța mea de vis și în acele câteva zile, o săptămână, două săptămâni pe care le petrecem împreună, să vedem cum putem găsi loc pentru planurile fiecăruia dintre noi. Să nu fie genul acela de vacanță în care cineva conduce totul, controlează, decide, stabilește și acea persoană după aceea se întoarce extrem de epuizată și la fel de epuizați vor fi și ceilalți membri din familie. Hai să vedem cine ce își dorește. Și când îmi vine să mătur cu ei prin aeroport pentru că se măcăiesc, mă, se mișcă încet și au uitat mai așa, au uitat odată în, în, într-un tranzit în avionul din Frankfurt și pașaportul și tableta și ne-am dat seama abia când am ajuns la tranzit să să luăm următorul avion, că ea nu mai are pașaportul uh -huh. și tableta. Trei lucruri putem Așa. face într-o astfel de situație. Să pornim cât mai din timp spre aeroport, okay. mai ales când știm că e foarte, foarte multă lume. Doi, când vedem copilul că e greu să respirăm profund și să căutăm prima toaletă, să mergem și să țipăm. Doamne, ce o să fie în toaletele <laughs> din aeroport! <laughs> Doamne, deci de, de foarte multe ori în călătorii observ părinți și copii, e atâta îndrăgire. E, at e atâta nervozitate. În da, felul putem în care... înțelege tot stresul ăsta, nu? Trebuie să ajungi la o anumită oră, stai la mai multe cozi, nu știi exact dacă avionul are întârziere sau nu are întârziere, cu ce îți faci transferul de la noua locație. Ne mai, gândi, ne mai vorbim despre faptul că dacă te duci într-o țară în care n-ai fost niciodată și ai un pic de dram de control în tine, toată anxietatea ta este prezentă acolo legat de ce se va întâmpla, cum se va întâmpla. Eu recunosc, fiind un tip anxios momentul în care merg în străinătate pentru prima dată. Abia, abia dacă reușesc să mă relaxez când am ajuns în camera de hotel și știu tot ceea ce este în jur. Până în momentul respectiv, creierul meu este foarte vigilent, pentru că nu cunoaște, nu se poate orienta și intru cumva în starea asta de vacanță abia după două, trei zile. Doamne, mie îmi place atât de tare că nu cunosc nimic, și că nu mă recunoaște nimeni, și că nu am absolut nicio. Sunt un spectator extrem de curios și fascinat Minună, de tot ceea ce înseamnă minunat. nou. Ce diferiți suntem. Da? Da, da, copilul meu nu e așa. Copilul meu are nevoie să știe tot? Copilul meu a că l-a făcut gașpar. Trebuie să cunoscă toate în jur. <laughs> Și cum facem noi două să nu ne batem în avion? Comunicarea. Comunicarea e cheia. Înainte de a ne sui în avion. Așa. Să vorbim despre ce... Uite, apropo de avion, există această anxietate, această fobie, această teamă la foarte mulți oameni, și adulți, și adolescenți, și copii. Și sunt persoane care nu pot să doarmă cu câteva nopți înainte de zbor, știind că pierd controlul la modul cel mai serios, știind că sunt undeva în aer și nu se simt în siguranță. Și atunci ar fi de găsit cei și niște soluții. Ce putem face? Cum îl putem ajuta pe adolescent să se simtă bine? Cum o putem ajuta pe mama să nu fie un stres toată călătoria? De foarte multe ori mi s-a părut mult mai important în vacanțe să ne păstrăm sănătatea fizică și mentală. și mentală decât să ne bucurăm de tot ceea ce ne-a ieșit în cale. Am pus mai mult preț pe uh, crema de protecție pe care n-am folosit-o așa cum ar fi trebuit, pe uh, intervalul de timp în care a stat în apă uh, copilul. Uite, de curând eram cu, cu Lulu și cu Andreea Ghiță, care e vrăjimăturica în gașca și ne-a prins ploaia. Și am stat în ploaie lăsând să ne ude ploaia până la chiloți. N-am mai făcut asta, cred că, din copilărie. Este o stare de eliberare. Cred că în meditație mai simți uh, relaxarea pe care o simți în momentul în care uh, ploaia te, îți udă hainele și te, te, te udă până la piele și apoi bucuria de a călca în toate uh -huh. băltoacele acelea pline. Și am realizat, doamne, cât de, de fericiți sunt copiii atunci când pot să trăiască asta și, și cât de când repede se permite, le deschidem noi umbrela când li se permite și să punem pelerina asta. pe ei da. să nu-i atingă niciun firicel de Pentru ploaie. Pentru că știi ce ar fi făcut într-o astfel de situație? Ce ar fi făcut? Recești intră repede în casă. te liniștit că a venit și, și la tentat noi. Și să te întreb dacă nu cumva ați răcit. A venit și la noi Amalia cu medicamentele, că avem și noi părinții noștri. <laughs> nu, n-am răcit niciunul dintre noi. Era o plaie caldă, asumată, nici măcar nu ne-am pus problema că am putea să răcim. Ne-am bucurat pur și simplu ca niște copii de uh, Experiență. ploaia de vară. Dar dacă era copilul meu, nu știu dacă îl lăsam. Poate că data viitoare o să fie un pic mai ușor să-i dai voie. E, e greu să le permitem copiilor să facă ceva ce noi nu am experimentat ceva okay. ce nu ne-a fost interzis. Așa că ar fi bine să aibă părinții suficient de multe experiențe pentru a putea încuraja astfel de experiențe și în viețile copiilor. O vacanță relaxantă pentru copil înseamnă o vacanță în care să nu îi crezi prea multe limite să nu îi dau prea multe uh, tascuri de făcut, de rezolvat, de urmărit. Uite ce îmi spun mie preadolescenții și adolescenții în cabinet, Mirela, e că o vacanță relaxantă pentru ei e să facă ceea ce nu pot să fac în timpul școlii. Să doarmă mai mult, să povestească cu prietenii mai mult, să le nevească mai mult, să mănânce chestii pe care nu le pot mânca de obicei, să se culce mai târziu decât de obicei. Asta înseamnă vacanță pentru, unii preadolescenți și adolescenți. Și pentru un părinte, ce înseamnă vacanță? Ce îmi spun părinții de uh -huh. copii școlari mici când vin în cabinet e cașpar pentru mine vacanța a început de la ora 8 și jumătate când am pus copilul la culcare și am reușit să mergem cu jumătatea mea de cuplu pe terasă și să ne bucurăm de un pahar de vin, de cerul înstelat, de valurile mării, de muntele care era în fața camerei de hotel. Cam asta. Pentru mine știi când începea vacanța când mergea la tăcăță. Pentru că noi Maia, fiind la tata. Da, uh -huh. Noi fiind despărțiți, vacanțele erau împărțite, și doar în perioadele în care ea era acolo, eu eram liniștită 100% pentru că știam că este în cealaltă parte a lumii în care. E, e, în siguranță. e în siguranță. și uh, era ok și când era cu, cu mama și cu uh, cu tata, uh -huh. dar uh, nu mă simțeam atât de safe, așa cum mă simțeam... Pentru că era acel sentiment că nu e cu niciunul dintre părinți, nu? nu? Când e cu bunicii. Când e cu bunicii, cam fac ce vor ah. și îi joacă pe degete pe bunici și bunicii nu prea reușesc să se de impună. Deși gândeai la reguli, la limite... Evident. <laughs> Evident, vacanță, vacanță, dar până într-un punct. Ne întoarcem. Și vreau să aflu despre vacanțele tale din copilărie și îți povestesc și eu cum erau vacanțele Avea mele, aștept. pentru că e ultima ediție de Antrenorul Părinților și pentru că astăzi ne permitem să vorbim ce vrem noi. <laughs> Ne-am întors la Antrenorul Părinților, ultima ediție din acest sezon, bun sezon! Da! No geniu! Le mulțumim tare frumos tuturor celor care ne ascultă în fiecare duminică și care au făcut din Antrenorul Părinților cea mai ascultată emisiune... <laughs> Dar știi de ce e cea mai ascultată? De ce? În ce sens e cea mai ascultată? Pentru că rămân Așa. până la capăt da, ascultătorii. Da, este timpul cel mai uh, folosit. Uh -huh. Un Cineva care intră pe frecvență stă foarte mult timp, cel mai mult din toate emisiunile de radio să ne ascultă pe noi, pentru că uh, tu ai o voce foarte plăcută, eu sunt foarte deșteptă <laughs> și... <laughs> Doamne, deci feedback sunt atât de frumoase și mă întâlnesc cu oameni care îmi povestesc cum râd cu aceeași poftă cu care râdem și noi. Că le e drag de noi. Ți-am povestit de doamna care mi-a zis că... Uh, A zis, vreau să vă mulțumesc că mi-ați salvat căsnicia uh -huh. și am zis uh, uh, în ce, sens? în ce sens? Și a zis, păi ascultă antrenorul părinților, și, și eu am zis, da, pe Gașpar știe mm -hmm. exact. Și a zis, nu, nu, nu Gașpar, Dumneavoastră a fost motivul pentru care soțul meu a acceptat să meargă la psiholog. Că va auzi pe dumneavoastră care recunoașteți niște limite și niște blocaje pe care le aveți legate de uh, problemele în cuplu și uh, eu dumneavoastră vă datorez asta că, dacă nu erați atât de sinceră și de onestă, el n-ar fi nimeni și nimic. Nu și-ar fi găsit convins, curajul de a face nimeni, acest Nimeni pas, și nimic da. nu l-a convins că avem nevoie de ajutor. Mm. Și pentru că dumneavoastră știți să puneți problema într-un fel în care nu, nu e rușine nimănui că are nevoie de ajutor, Nu asta ne-a relația. Mi s-a părut foarte tare. Este. Foarte, foarte tare. Deci este, sunt atât de fericită că uh, am ales această formă de uh, a vorbi despre lucrurile astea. Știi Pentru că, vezi, asta, asta e atât de frumos, Mirela. În pandemie am văzut că anxietatea e contagioasă și că frica celorlalți ajunge foarte ușor la noi, însă, de asemenea, și curajul e contagios. Și în momentul în care cineva îndrăznește să-și facă voce auzită, să se vulnerabilizeze, să vorbească despre dificultățile pe care le are, se deschid atât de multe minți și inimi. Bine, acum trebuie să recunosc că eu nici măcar nu realizez că sunt la radio și că ne ascultă niște sute de mii de oameni. De-aia mă simt foarte relaxată până când mă aud și eu ce spun. Și zic, a, nu se poate, pe bună, eu n am spus toate lucrurile astea. Cu toată dragostea vreau să recunoști sincer cum erau vacanțele din copilăria ta. Oh, e o întrebare grea. Pentru că foarte, foarte sincer, nu am avut nicio vacanță cu ai mei. Hai de mâncași, pe, pe bune, bune pe zici bune. că suntem frați. Pe bune, Nici, noi, noi nicio vacanță am fost, vacanță de, noi am fost în aceeași mei. familie? O vreme în același oraș, e clar. Da. Uh, însă, însă erau foarte, foarte frumoase vacanțele petrecute la bunicii mei la țară, la părinții lui tata, unde era raiul pe pământ pentru mine. Uh, și au fost câteva vizite pe care le-am făcut împreună cu părinții la Dej, Vezi. Fratele, fratele tatălui meu locuiește și locuia și atunci la Deci. Au fost câte lucruri ne leagă. Ca să vezi, ca să vezi. Pe dealul florilor locuiau ei atunci și acestea au fost, dar nu erau vacanțe în adevăratul sens. Dar al de cuvântului ce nu ai mine. făcut nicio vacanță cu părinții tăi? Depinde. Dacă, dacă îl întrebai pe tata, spunea că nu vrea mama dacă o întrebai pe mama, spunea că nu avem bani de vacanță. Dacă mă întreb pe mine acum în calitate de psiholog, aș să spune că le era foarte frica lor mei să se întâlnească cu starea de vacanță, de teamă să nu regrete ulterior că au fost în vacanță. Eu n-am făcut nicio vacanță cu părinții mei, uh, pentru că... Uh, mama nu considera că e nevoie de vacanță în viața omului, și acum nu se duce în vacanță, se duce la tratament eventual, <laughs> la Felix, dacă are puțin timp liber. Și nu înțelegem și le spuneam tot timpul tată, a fost mecanic de locomotivă. Noi aveam permis gratuit. Noi puteam să, Putea căl să călătorim. Mm -hmm. Puteam să călătorim oriunde în țară. E și îi spuneam, măi, mamă, și dacă puneai niște slănină și niște brânză și mergeam cu trenul din 3 până la mare, făceai 24 de ore, dar era rezolvată vacanța, deja da, eram da. în vacanță. De <laughs> jumătate din vacanță. Da, și ajungeai dimineața, vedem <laughs> marea, ne urcăm înapoi în tren și ne, ne luăm o săptămână. Și aveam o săptămână de vacanță. A Ți dau bani grei în Orient da, Express da. ca să trăiască în tren 24 exact, de ore. Noi exact. putem să trăim gratuit datorită faptului că tata era mecanic. Nu au considerat important asta. M-au lăsat pe mine să mă duc într-o tabără la satul mare ca să deci, vezi. Înțelegi? Așa? Și pe urmă au mai fost în câteva uh, vacanțe sau... vacanțe mm -hmm. la uh, frații uh, tatălui meu în Oradea. Din fericire, ei locuiau în Oradea și uh, mai mergeam din când în când, așa am prins și Felixul și Strandul și unul mai și am făcut cunoștință cu locurile acelea. Și cum erau acele vacanțe? Erau și cu distracție pentru tine? Sau? Da. Da, mm -hmm. da, 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 da. Erau pentru că uh, tata. Uh, Familiile părinților mei sunt diferite. La mama era munca, la tata era distracția. Mm. Și atunci eu alegeam întotdeauna familia tatălui meu. Pot să înțeleg de ce? Da, am fost așa foarte inspirată. Am făcut alegeri bune. Iar la țară, bunicile mele locuiau în Căian, în județul Bistrița Năsăud. Căianul mic și Căianul mare e despărțit de o vale. În Căianul mic locuia mama tatălui meu. În Căianul Mare locuia mama mamei. Mama tatălui meu avea o casă cu o curte și o grădină foarte mică, fix la drum vis-a-vis -vis de primărie, că era din cei avuți, uh -huh. și cinci găini, în timp ce mama mamei locuia din Căianul Mare, din căianul mare avea vaci, Porci, bivoli, cai, oi, deci nu ne plăcea încă ea. Multă muncă, multă muncă acolo! Nu ne plăcea acolo pentru că acolo însemna sapă, coasă, mers cu vitele, dus mâncarea, urcat pe căpițele de fân la 40 de grade, în timp ce ei strângeau fânul, și fentam cât de mult puteam munca în agricultură. Dar dincolo ne plăcea foarte tare pentru că bunica. Acele trei găini nu erau greu de hrănit. Nu, și făceau ouă multe și bunica ne ținea numai în, 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 în ratotă. Știi ce da, e ratotă? Da, omletă, omletă da, ratotă da. rat rat și păscuță. Pe noi, bunica, pe noi bunica de la țară ne trezea dimineața cu cartofi prăjiți. Doamne, Gașpar, și noi ne ducem acum în Peru și... <laughs> Dar când am putea doar să ne ducem un pic aici la țară, să da. retrăim toate momentele Ce acelea... Ce frumos ar fi să putem să privim viața, cel puțin pentru o clipă, cu aceeași energie cu care o priveam în copilărie. Din păcate, așa cum spuneam puțin mai devreme, niciunul dintre noi nu a trăit acea vacanță... În familie. Să știi că eu n-am trăit asta nici în, în relația cu Maia și cu tatăl ei și a fost unul dintre motive, și ăsta a fost unul mm -hmm. dintre motive. Îi povestea mai la un moment dat. Uite, am fost vreodată noi trei într-o. când întreba de ce v-ați despărțit, am fost noi trei într-o vacanță împreună și Maia a întrebat la un moment dat: auzi, da, tu când erai însărcinată? Ai fost cu tata la mare? Da. Vezi că am fost trei o trei într-o vacanță? <laughs> Dar, de fapt, într-o vacanță de adevărată, am fost abia după ce ne-am despărțit mm -hmm. și am făcut o înțelegere și de ziua ei. Într-un an am fost la Disney și am stat o trei în Paris, pe urmă un alt an ne-am dus în Veneția și am stat o trei câteva zile. Deci a devenit o rutină după aceea să mergi mm -hmm. de ziua mai ei? A devenit neapărat. un efort. Un efort. Dar a fost mm -hmm. pentru prima oară când făceam acel efort amândoi ca să fim împreună într-un loc numit vacanță pentru copil, noi eram complet nefericiți, dar uh -huh. ne străduiam să fim acolo. Nu recomand, pentru că nu e adevărat. E doar o chinuială pe care o facem. Și mai ei i-a plăcut, era fericită, era veselă. Era sau... veselă că suntem împreună, era, era bucuroasă că suntem împreună, dar simțea tensiunea dintre noi. Pe un copil nu-l păcălești, că da. un cuplu e fericit. Pentru că el simte dincolo de ceea ce vede. În schimb, am recuperat și acum avem împreună eu cu ea vacanțe minunate, el cu ea vacanțe minunate și este foarte bine, așa, să ne organizăm în, în acord cu ceea ce suntem și simțim. Cred că atunci apar problemele, când vrem altceva decât ceea ce ne putem permite da. emoțional, financiar, fizic. Exact. Asta s-ar putea să fie o mare sursă de durere să ne imaginăm că suntem altceva decât suntem în realitate sau să trăim cu această impresie că dacă sunt la țară în vacanță ar fi trebuit să fiu undeva departe e, e dureros să nu ne bucurăm de ceea ce ne oferă viața și ratăm din păcate multe astfel de momente să fiu undeva departe așa că la... în momentul în care vei fi în Peru să nu te gândești la Dej, la Satu Mare la București promit. savurează doar Doamne. ceea ce e acolo Doamne, deci promit o să mă uit la Machu Picchu și o să conștientizez energia, că sunt da, acolo. Da, da. Abia aștept și o să mă Cred. întorc la toamnă să vă povestesc pentru că e unul din locurile pe lista de văzut de foarte multă vreme. Revenind la vacanțele ascultătorilor noștri și la ceea ce ar trebui ei să facă pentru a avea anul acesta o vacanță mai bună decât toate vacanțele de până acum, hai să le câteva lucruri dincolo uh -huh. de uh, câteva recomandări câteva recomandări cum, cum, să se, cum să seteze așteptările personale pentru că până la urmă ne raportăm la uh, o vacanță dacă a fost sau nu vacanța uh, pe sufletul nostru în funcție de ceea ce am simțit și de da, cum ne-am da. simțit noi uite o recomandare neobișnuită ar fi aceea să se certe înainte de a merge în vacanță. Deci, băi, cașpar, Eu m-am certat cu Maia. <laughs> Doamne, deci te, eu decupez din emisiune acest segment <laughs> pentru că mai tocmai se întoarce dintr-o vacanță foarte fericită, dar nu se datorează vacanței cu taică -sul. Și pentru că înainte de a pleca în vacanță... M-am eu da, cu ea. Da, da, da. Așa, deci să se, se certe înainte -a de a pleca. Să ne certăm înainte de a pleca, pentru că tensiunea poate să fie foarte ridicată, anxietatea poate să fie foarte multă și genul ăsta de ceartă creează un disconfort, dar ne ajută și să descărcăm surplusul okay. de energie de care nu avem nevoie. Câte minute mai avem? 8 minute. Deci tragem o ceartă <tihil> gașpar <gânt> acum până se termine emisiunea, pentru că eu vreau să te bucur de această <tihil> da, vacanță. Da, doar că noi nu plecăm împreună în vacanță. Nu contează, dar tu o să te gândești că ți-am reproșat că tot sezonul ăsta pe mine nu mai lăsa să spun ceea ce cred, Și cum mai obligat să rămân într-un registru care nu mi se potrivește. Are sens, Mirela? Are sens. Sau nu ai mai zis să mult. Bun, ne certăm deci înainte să de ne a să ne dăm voie să ne certăm înainte de a pleca. Înainte să ne certăm, apropo de ce am discutat înainte de pauză, să vorbim despre cine ce-și dorește. Ok și să încercăm să integrăm nevoile tuturor membrilor din familie. Și aici dacă cineva spune că eu nu am nicio nevoie să insistăm să verbalizeze, nu știu, că vrea să vadă un stadion tata, că vrea să meargă să bea bere undeva unde a băut bere un mare fotbalist și așa mai departe, adică fiecare să-și verbalizeze nevoia. Fiecare membru din familie, dacă e suficient de mare să-și facă bagajul, Okay. Să nu lăsăm uh, toate aceste responsabilități doar pe umerii mamei. În uh, aeroport sau în drum spre aeroport, fiecare membru din familie să-și folosească trollerul, Să nu fie un singur membru din familie să care are toate bagajele, exact. Și aici copiii sunt foarte încântați în momentul în care au un bagaj micuț pe care să-l să poată manevra în funcție de puterea lor să nu ducem toate regulile de acasă în vacanță, să lăsăm majoritatea regulilor și a limitelor acasă și să ne spunem cel puțin o dată în zilele de vacanță cât de mult ne iubim. Sigur nu vrei să faci o vacanță cu mine? Mm, în Peru? Oriunde. <laughs> Foarte drăguț. O să mă gândesc la asta și sunt sigură că ascultătorii noștri o să și ia notiță pentru că până la urmă, dacă învățăm cum să gestionăm emoțiile și să pregătim toate lucrurile, asta șansele să petrecem vacanțe frumoase yes, împreună. Și noi pregătim vacanțele. Ne gândim la biletele de avion, la cazare și așa yes. mai departe, însă uităm și de pregătirea asta psihologică, emoțională și Reușita unei vacanțe, Mirela, este dată și de pregătirea asta economică, însă mai ales de pregătirea sufletească. Și așa cum ai văzut din cele șase recomandări pe care le-am făcut, nu sunt chestii complicate, sunt chestii pe care le poate face fiecare dintre noi. Doar că nu suntem obișnuiți să ne pregătim în acest fel înainte de vacanță. Și sunt fix acele țișuri care ne fac viața dificilă dacă ne împiedicăm de ele și creează o stare de nervozitate da. și nu înțelegem de ce în loc să fie o veselie și o bucurie sunt reproșuri și. Și abia așteptăm discuții. să ne întoarcem acasă din vacanță. Să știi că eu în vacanța, în timp ce tu o să fii în această așa, vacanță, așa. eu fac o nuntă. Fac o nuntă la Buzău, mm. fac nunta anului. Campania se numește Dar din Dar, se face nunta anului. Ți-am povestit eu la un moment dat că am cunoscut un cuplu foarte frumos. Pe pârtie. Pe pârtie, asta da, iarnă, ea da. nevăzătoare, el într-un scaun rulant. S-au cunoscut pe Facebook, s-au îndrăgostit. Sunt căsătoriți la starea civilă și când i-am cunoscut eu, i-am întrebat și nunta cum a fost și mi-au zis nu ne-am permis să facem mm. nuntă. Și eu le-am promis asta iarna că facem împreună nunta anului. Așa că, pe 16 iulie, la Buzău, eu o să-i ajut pe ei să facă fericiți încă vreo 150 de persoane, majoritatea persoane cu dizabilități, persoane speciale care vor participa la această nuntă și sunt în focul pregătirilor. Și vreau să-i rog pe cei care ne ascultă să intre pe pagina mea, unde este această campanie, și pe Fundația Zurli și să ne dea o mână de ajutor. Așa că... Că dacă tu vrei să contribui da, cu ceva da, la această da, nuntă. Cu mare drag. Uh, 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 facem noi daruri ca să nu... Uh, ca să susținem toate cheltuielile și toți invitații lor să vină fără presiunea darului de nuntă, ci să fie doar o bucurie toată povestea asta. Cu mare, mare drag. Uite, pentru mine și asta e o vacanță, știi? Cred. E, e atât de frumos tot ce se întâmplă acolo și felul în care uh, ei uh, le spuneam că sunt un exemplu pentru foarte mulți oameni: care au și mâini, și picioare, și ochi, și urechi, și. Bani, și care nu se bucură de viață cu adevărat. Și, și care n-au întâlnit încă acel om. Deci, să uită băiatul ăsta la ea, hmm. cum eu încă n-am întâlnit pe cineva să se uite la mine în felul ăla. Și sunt atâția oameni în viața mea și în jurul meu care n-au întâlnit acel om pentru care să fie începutul și sfârșitul lumii. A spus o chestie foarte frumoasă, ea împingea căruciorul lui și uh, i-am zis și voi ce faceți? Păi ne plecăm în vacanță împreună, călătorim, el conduce și zic și cum vă descurcați doar voi doi? Și azi, ea a zis foarte frumos, păi da, el, eu sunt picioarele lui și el e ochii <sus> okay. mei. Mm. Există cineva de-a lungul vieții căruia i-a voie să fie ochii tăi? Eu nu. Dacă stau să mă gândesc sincer, a trebuit eu să văd cu ochii mei, să verific, să, să iau decizii, da, să da. mă asigur. Da superbă poveste da. și mulțumim frumos că putem fi parte din această da. poveste Da. și sunt sigură că va fi inspirație pentru foarte mulți oameni care cred că ai nevoie de o grămadă de lucruri ca să trăiești o poveste adevărată de iubire uite că cineva care nu vede o întrebam cum, și cum vrei să fie buchetul tău, coronița vrei să fie tiară sau vrei și a zis Doamna Mirela, dar eu n-am văzut un trandafir niciodată <laughs> eu nu știu cum arată o coroniță eu nu pot să o văd eu, cum, cum ziceți dumneavoastră, dar știu sigur că vreau ca el să mă vadă doar la biserică. Hmm. Și atunci am închiriat un, o cameră de hotel și o să vină Traviata, care mă machează pe mine și o să mă și pe ea. Și am găsit cine să facă și rochea de mireasă, și o să fie acea nuntă, iar el o să o vadă și o să fie ochii ei. Mi se pare atât de emoționant. Este. Cât de frumoasă e iubirea, nu? Da. Și o iubire care, care vine din. Uh... Dintr-o poveste atât de complicată în același timp, pentru că, dincolo de faptul că ne emoționează frumusețea poveștii, pe mine mă emoționează și cât de privilegiat suntem noi aceia care vedem, care ne putem folosi picioarele și că de des uităm de toate aceste privilegii. Nu am vrut să închidem emisiunea fără să îți povestesc un picție și să răspund și ascultătorilor despre povestea asta minunată, care pe mine mă duce așa într-o atmosferă de. De, de baz în vara asta și probabil că va fi unul dintre evenimentele importante la care voi participa în această vacanță. Hai să le punem o ultimă întrebare pe Facebook și aș vrea să ne spună uh, care este vacanța de familie pe care și-o amintesc, indiferent că e cu familia lor, mamă, tată sau cu noua familie Familia din prezent. Uh, cu copiilor. Eu am o carte astăzi aici acum, ca să nu uităm, și șeful casei pentru copiii din familia respectivă. Iar cartea din partea paginii, pentru că tot am început cu recomandarea de ceartă, e de la ceartă la dialog, cum putem să conversăm în așa fel încât să ne transformăm din inamici în aliați. Și recomandarea sau provocarea, provocarea e Hai să fie o provocare pentru toată vacanța. Pentru toată vacanța? Ceva ce să facem până la toamnă. Hmm, până la toamnă? Mm -hmm. Pot să fie două? Da. da? Uh, cel puțin o dată la trei zile în vacanță Cel puțin o dată la trei zile în vacanță să ofere cel mai dulce pupic din lume părinții copiilor și copiii părinților și mama lui tata și invers și cel puțin o dată pe săptămână să le spunem copiilor privindu-i în ochi cât de mult îi iubim. Nu mă duc cu Gașpar în vacanță, dar și putut să-l pup din trei în trei zile. Dar o să ne pupăm acum. Întâi Absolut. ne certăm, da, așa în da, stabilit, da, da, da. Da, da. N-am apucat pe parcursul emisiunii, dar ne certăm după emisiune. Deci păstrați recu, da? Filmați în continuare, că noi n-am apucat să ne certăm înainte de a pleca în vacanță și Gașpar a zis că e recomandat să te cerți ca să descarci. Gajpar. Înainte să încheiem, musai să le spunem ascultătorilor, pe mine mă întreabă constant ce fac dacă au ratat câte o ediție din Antrenorul Părinților și există acest podcast pe Spotify în care pot asculta tot sezonul. Da, și chiar arată foarte bine. Da. Și uh, știi că mie mi se întâmplă să mai ascult din când în când ca să te aud pe tine, mm. normal. <laughs> Mulțumesc pentru sezonul ăsta minunat. Mulțumesc pentru experiența asta fantastică pe care o trăim duminica de duminică aici la Antrenorul Părinților. O să treacă, uite așa, vara și abia aștept să ne vedem la toamnă și să povestim Gașpar, vacanță minunată Mulțumesc la fel Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe vă urează o vacanță extraordinară și profitați de tot ceea ce puteți să trăiți cele mai frumoase experiențe, să ne vedem la toamnă sănătoși și fericiți Mirela Retegan și Gaspar Gheorghe Antrenorul părinților la Europa FM